Eu în 1992, în aprilie, de Paști, am fost singurul ziarist, român și străin în același timp, eram și una și alta atunci, care l-a însoțit pe rege de la Versoa, în același avion, la Suceava, la Putna, la București și înapoi la Versoa. Și trebuie să vă spun că am fost în interiorul hotelului Continental, unde era un întreg conclav cu generali, de jandarmerie, de securitate, cu reprezentanții guvernului, cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe. Ce vorbește regele? Unde vorbește regele? În piața din fața Palatului Telefoanelor și a Hotelului Continental erau zeci de mii de oameni, în piața din fața fostului Comitet Central, puțin în spate, iarăși probabil 100 de mii de oameni. Iar Bucureștiul îl întâmpinase, cum bine știm, de Paști în 1992, ca într-un miracol, un milion de oameni. Uh-huh. Trebuie să vă spun că la un moment dat a existat o idee, apropo de ipotezele loviturii de stat. Suntem în 1992, țara este profund nemulțumită, Iliescu nu este un lider sigur, un milion de oameni îl așteaptă ca pe Mesia de Paști, pe regele Mihai. În sfârșit are voie să vină în țară. Un milion de oameni în fața hotelului, la Biserica Sfântul Gheorghe. I s-a sugerat de către oameni de bună credință, dintre fruntașii opoziției românești, poate ți amintești, să nu vorbească din balconul hotelului Continental, unde audiența era mai limitată, ci printr-un canal. Unul din generalii care totdeauna își găsește locul în astfel de momente și care era în stare să-și schimbe și tunica, nu? De sub avea epoleții regali. I-a sugerat să folosească un tunel care exista încă de pe vremea Ministerului de Interne, înainte de Comitetul Central, înainte de 44, și în felul acesta să ajungă la Ministerul de Interne actual, nu? La fostul sediu al Comitetului Central și atunci, în 92, al Senatului. Ideea era următoarea. Acolo unde a vorbit Ceaușescu, de unde a plecat ultimul reprezentant al comunismului, să vorbească acum primul reprezentant al democrației, care ultima oară a avut chipul monarhului în România. Să treacă prin oricum, bucureștenii erau cu sutele de mii în fața Comitetului Central. Și știți ce a spus regele atunci? Ca să vă dau un exemplu, e un exemplu aproape necunoscut, de fapt. Nu știu, am avut ocazia să-l povestesc prea des. Un exemplu care spune ceva despre simțul răspunderii la acest om, care atunci ar fi trebuit să se clatine, poate. Ar fi putut să se clatine simțul răspunderii. Când un milion de oameni te invită să faci ceva, te așteaptă ca pe Mesia, a spus așa, e zi de Paști, acolo e sediul Senatului, un organism al noului stat legitim republican. Apariția mea într-un balcon al sediului Senatului, într-o zi când senatorii nu lucrează, ar putea să fie interpretată ca o tentativă de lovitură de stat. Voi vorbi din balconul hotelului, care este un loc privat, așa cum sunt eu acum în raport cu românii. Deci, ca să vedeți, apropo de apetitul de lovituri de stat, cine îl inventează și cine l-are cu adevărat? Apropo...